Domnilor, domnișoarelor și domnilor, pe 2017 Viorel Paița și Danul Laru vă invită în acest an la o serie de emisiuni Sportul de Vrancea mult mai interesante ca anul trecut. O experiență pe care o am de atâția ani mă obligă și mă determină ca și în anul 2017 să vă prezint emisiuni din ce în ce mai la obiect, mai bune și mai performante, la fel ca și Sportul de Vrancea. Vrem să avem performanțe în sportul din Vrancea din ce în ce mai mari. Rămâneți alături de noi. A ieșit și soarele. A început emisiunea Sportul de Vrancea. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paizan și Danul Laru la o nouă întâlnire cu emisiunea Sportul de Vrancea, o emisiune pe care o așteptam de mult, o emisiune pe care o dedicăm fotbalului din Focșani, din Vrancea, care a revenit în 2016 și sperăm în 2017 să revină și în Liga a treia. L-am invitat astăzi special pe domnul Gigi Căldare, pe care îl salut. Salut. Nimeni altul decât președintele secției de fotbal a CSM 2007 Focșani, clubul municipal din Focșani, clubul care, începând cu anul 2016, a reînființat echipa de fotbal, care o perioadă de timp a dispărut din peisajul fotbalistic, dar iată a revenit în acest moment și sperăm cu toții din anul acesta 2017 să revină și în fotbalul de ligă, respectiv Liga a treia. Suntem la sediul clubului CSM 2007, o zi să spunem de lucru și astăzi. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Și am dorit, înainte de a începe discuția despre echipa și obiectivul pe care l-are ea în 2017, să ne povestiți un pic, domnule Căldare, despre începutul carierei dumneavoastră în fotbal. Mă refer la perioada de copil, juniorat, și apoi toate celelalte etape pe care le-ați urmat în ceea ce privește marea dragoste a dumneavoastră fotbalul. Nu e prea mult de spus. Am început fotbalul în Târgu Neamț, la școala generală numărul 2, la pregătirea sportivilor în acea perioadă se ocupau profesorii de sport. Erau mult mai multe ore de sport în cursul unei săptămâni și zilele noastre decât acum. Se punea accent pe pregătiri, începând chiar din clasele 1-4, clasele 5-8, continuând apoi la liceu, cei care urmau cursurile acelor școli la vremea respectivă. Mai țineți minte pe primul antrenor, cum îl chema? Primul antrenor, Nea Mircea Crețu. Care v-a pus mingea la picioare. Da, dar era o problemă și cred că s-ar putea să o fi prins. La vremea aia un copil care avea puțin aptitudini pentru sport era folosit la mai multe sporturi, nu neapărat la fotbal. Care au mai fost sporturile care v-au ajutat? Handbal, portar, la nivelul ăla de copii. Și la atletism, pentru că acele competiții care se organizau între școlile generale, profesorii, ambiții de a prinde unele locuri în clasamentul care se făcea și la vremea aia. Era Daciada? Nu era... Ulterior a început Ulterior, Daciada, dar atunci erau deci clasamente... înainte de Daciada. Da, înainte de Daciada erau clasamentele școlare și erau ambiții, era logic. Și ei căutau acei copii care aveau aptitudini pentru sport,
indiferent de disciplina la care școala respectivă trebuia să participe, îi reclutau și cam aceiași copii se regăseau în general pe la mai multe discipline. Și la atletism, cam ce probă ați avut așa de început? 60 de metri. Viteză? Viteză, 60 de metri, și asta a și ajutat ulterior la juniorat la fotbal, pentru că la vremea aia conta foarte mult să ai viteză, să ai o pregătire fizică și ambiții. Asta nu că ar conta, că nu ar conta și astăzi. Dar conta foarte mult. Dar atunci se juca pe extreme. La nivel de copii, da, și mai era o problemă. Se orientau și nu numai la talent, și la determinarea pe care o aveai, și la modul cum răspundeai cerințelor. Și, în primul rând, corespundeai fizic și știai să îți domini adversarul, erai apreciat. Nu treceai în planul 2, făceai parte din echipa respectivă, dar era acolo. Domnule Cândare, aș vrea să vă mai pun această întrebare. Președintele clubului CSM 2007 Focșani, secția fotbal, domnul Gigi Căldare, dacă mai ține minte mingea copilării, cum ați început fotbalul, cu ce fel de minge să juca era atunci? Era o minge un pic spre maro, cu o tăietură, cu găurele și cu șiret. De să știi ca pe vremea fotbalului cu șiret. Mingea cu șiret. De la școala generală am trecut la liceul Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Aș vrea, dacă se poate, să-i salutăm și pe foștii dumneavoastră profesori, dacă mai țineți minte numele, pentru că emisiunea se va vedea și la Neamț. Domnul profesor de sport, nu știu dacă mai trăiește, Pătrunjel, care conducea catedra de sport în cadrul liceului la Târgu Neamț, doamna profesoară Miron, care se ocupa de sport, pe cei doi, atât ai știu că am fost implicat în mod direct în sport sub conducerea lor. Nu e rău de amintit, ca să vedem că încă mai țin minte, nu dirigintele, de la clasele 1-4 am avut o doamnă învățătoare, Trofin, care punea mult, mult, mult accent pe sport. Pe lângă faptul că v-a pus creionul în mână, v-a pus și mingea. O minge din aia micuță de oină, mai multe. Doamna învățătoare făcea și sport la vremea? Trofindad era în cadrul, cum se chemau atunci, asociații la nivel raional, că era raionul Târgu Neamț. Și era vicepreședinta Comitetului Sportiv pe raionul Târgu Neamț. Trebuie să folosesc Batista. Și am încercat să îmbinăm sportul cu învățătura. N-am fost prea bun la învățătură, în schimb, faptul că am reușit... Prima diplomă a fost obținută la aritmetică sau la sport? Nu, prima diplomă a fost obținută la limba română, pentru că cochetam un pic cu acele compuneri care ți le dădeau cu tematică și în cercurile alea mici, literare ale elevilor. Să înțelege că ați fost fan pentru prima dată Ceahlăul Piatra Neamț. Cetatea Târgu Neamț. Cetatea Târgu Neamț. Ceahlăul Piatra Neamț. Ceahlăul era echipa de referință a județului. A raionului. O echipă care cocheta cu locurile fruntașii din Liga a doua și Divizia B, cum se chema, la fel ca și la Focșani. Dar și când Cetatea avea echipă, da, puternică. Echipă, Divizia C puternică și tot timpul. Eu, la vremea aia, la un moment dat, județul Neamț avea în jur de 9 echipe într-o serie a diviziei C. Eu, ca și junior, ați întrebat evoluția etapa fotbal, am prins acea perioadă când era obligatoriu cu junior în teren și am fost selectați 3 copii la echipa mare și am prins și am jucat meciuri în Liga a 3-a ca titular junior. Ulterior am terminat liceul în 73 și am avut de ales. Am dat examen la Facultatea de Construcții din Iași, la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi,
și am avut de ales, am reușit și am avut de ales între fotbal și facultate. Am conștientizat la vremea aia că valoarea mea ca fotbalist e undeva acolo la nivelul ligii a treia și am hotărât să merg la facultate. Familia, părinții? Se împărceau. Culmea este, mama i-ar fi plăcut să rămân la fotbal în continuare, iar tatăl a zis nu, la școală. Da. Tatăl lucra în cadrul ministerului. Ultima oară când ați fost la Târgu Neamț sau în județul Neamț, când a fost? Am o amintire, cu un ochi am râs, cu unul am plâns. Dacă nu mă înșel, n-am cum să uit, pe 1 iunie 2012, deci campionatul 2011-2012, am bătut pe Târgu Neamț acasă cu 1-0, atunci era un meci cel care câștiga se salva de la retrogradare și am câștigat acolo. Cu Toma antrenor și eram împărțit, cu toate că bucuria mare a fost că am reușit să ne salvăm de la retrogradare. Deci Focșani a retrogradat Târgu Neamț, fără de mușcă. Și nici nu s-a mai înscris Târgu Neamț vreo 2 ani de zile în Liga 3, după aia a revenit, acum iar sunt probleme financiare și nu au reușit. V-am întrebat dacă ați mai revenit la Târgu Neamț acum de curând, avut ocazia să vă mai întâlniți cu prieteni cunoscuți, apropiați din copilărie? Mi-au venit niște rude de ale soției căsătorite în Belgia și am făcut o ieșire în nordul Moldovei, am fost și la Târgu Neamț. Au renovat cetatea, să știți. Da, e o frumusețe, ați văzut cât e frumos, mai ales sus, pe terasă, privind toată Valea Ozanei, podul care trece Ozana spre Humulești, zona lui Creangă. E o zonă foarte, foarte, foarte frumoasă. De fapt, ca multe zone din România. Domnule președinte, a început fotbalul pentru Gigi Căldare la Târgu Neamț, în județul Neamț. Am ajuns la juniorat, am ajuns la facultate, de fapt. Am continuat la facultate un pic, am avut noroc la o echipă a armatei din Iași. Avantajul era că mâncam la Popota unității militare. Student fiind, erau chiar avantajul. De ce să vă spun, cartela pe care o aveam, întrucât aveam bursă, o valorificam la alți colegi care nu aveau cartelă. Eu mâncând, luând masa la unitatea militară. Super. Terminând facultatea, am luat repartiții în Vrancea, am ajuns la o întreprindere de materiale de construcții cu sediu la Doaga. Care avea și echipă de fotbal? Nu, la vremea Doaga. Nu avea. Deci înainte de ajunge, după ce a avut șiretul Doaga. Și s-a desființat datorită unor conflicte cu vecinii lor de la Cozmești, comuna imediat peste Siret. Care și, din județul Galație. Da. Și am ajuns la Doaga, am spus la Mărășești, avea echipă în divizia C, era Nea Zoli, antrenor. Nea Zoli, de la Galație. Da. Am priceput că e foarte greu să pătrunzi acolo, mai ales că lucrând la Doaga, prea puțin timp aveam să merg la pregătire la asta și am hotărât să înființăm o echipă la Doaga. Și primele mele zile ca și om care se ocupă de organizarea unei echipe de fotbal atunci au fost. Am vorbit la vremea aia, s-a ocupat sindicatul de activitatea sportivă, am vorbit cu președintele de sindicat de acolo, mi-a dat mână liberă și am reînființat echipa de la Doaga, dându-i o denumire a unei secții de tuburi, Iprerom. Și da, era o denumire mai bine. Iprerom, Doaga a rămas, că nu știam ce să-i spunem. Și iar o pată de culoare e că soția era însărcinată și cu ea am mers la Tecuci, am cumpărat echipament, n-am să uit niciodată. Primul echipament cumpărat pentru echipa de la Doaga, niște tricouri albe cu o dungă
verticală, roșie. Ala Peru. Peru, Ecuador, Peru, Ecuador aveau la vremea respectivă. Sudamericanii, francezi, fotbal, erau la Daga. Și ghete de fotbal cu talpă de cauciuc și crampoane, da, talpă de cauciuc și crampoane de cauciuc. E, ulterior wow. Ne-am luat, da, au fost primul echipament pentru echipa înființată. Hitlerul Daga. Daga. În antrenor cine era? Unul din băieții, Alex Aticu, din băieții din cadrul echipii, sub coordonarea celor care au înființat echipa. Mai nume din echipa de atunci? Da, Lucianu Ștefan, Alexa, Stoleru Iancu, Mohore Alecu, de fapt fotbaliști care erau cunoscuți. Munteanu Milică, portarul. N-am cum să-i uit, să început. Președintele secției de atunci cine era la Daga? Da. Dacă am înființat-o, dumneavoastră. E așa de greu să pot să... Deci, doamna Deușeamă și domnule, este extraordinar la Sportul de Vrancea TV. Iată, domnul Gigi Căldar, invitatul nostru special de astăzi, nimeni altul decât președintele secției CSM 2007 Focșani de fotbal. Iată, a început de mult și cu activitatea de președinte la echipa de fotbal a... întreprinderii pe vremea aceea de tuburi, materiale de construcție, una din întreprinderile mari din țară, România. Și la vremea respectivă, la un moment dat, pe producții de beton, pentru vii, pentru irigații, pentru elemente agrozootehnice, grajdurile care erau, eram pe locul întâi în țară. Era una din întreprinderile mari. Da, am avut multe întreprinderi care erau pe locul întâi în țară, în Vrancea. Am avut în Vrancea multe. Nu mai sunt multe. Doaga lucrează, să știți că lucrează. Mai lucrează Doaga? Și produce... Dar echipa de fotbal mai are. Nu. Dar stadionul la Zuzdă? Există. El există, da. Există. Au mai rămas picioarele de la tribunii, că am avut tribunii cu 500 de locuri, adică a făcut... Era un stadion cochet, un stadion chiar la drumul... Da, da, da. Care face legătura de între Tișița și Tecuci. Și mai era un lucru, cam cum se spunea despre Unirea Focșani, cine vrea să promoveze în divizia A trebuia să câștige la Focșani. Asta era regula, asta am învățat. Păi poate va fi și peste 3 ani. Când am ajuns în Vrancea, da? Așa era și atunci. Cam cei care câștigau campionatul județean treceau, pentru că am avut una din echipele cele mai bune la Doaga și nu se lucra, deci erau scoși din producție, masă la cantină, condiții. Antrenori, haideți să o luăm, Manta Gică, tatăl lui Claudiu Manta, Dumnezeu să-l odihnească. Mircea Teodoru, băiatul fotografului Teodoru din Focșani. Extraordinar. Jean Angel, ultimul antrenor care l-am avut la Doaga, a cochetat, a stat o perioadă și Aristică Ghiță, Dumnezeu să-l odihnească. Deci nu se pune problema că ne-am avut, s-a făcut un fotbal numai de plăcere. La un moment dat era și... Chiar o activitate importantă. Și era și acea concurență între întreprinderi la vremea respectivă. Aici refulau oamenii, și inclusiv conducătorii, inclusiv era lucrătorii. O activitate de weekend care ți mai acoperea de și timpul și veneau spectatori. Adică, deci noi la Doaga avem 3, 4, 500 de spectatori la meciuri, pentru că veneau din comunile limitrofii, Cozmești, Doaga Sat, cei din fabrică ieșeau la meciuri. Plus că era colonia, apa aproape, ieșeau și la plajă, da. După meci. Da, nu, erau, cum se cheamă, o atmosferă plăcută la sfârșit de săptămână după încrâncenarea aia de la muncă. O descătușare, o descătușare bună. Și am avut și fotbaliști buni, deci divizionari, Gurguiatu Petrache, Ferraru Vasile, Radu, Vasiliu de la Panciu, Bratul Mărgeluș, Florin Chiper, toți care au cochetat cu Liga a treia, cu echipe... La condițiile care erau, cred și eu că veneau. Salarii prime de, da. Primeau lunar câte o primă din... Și șpalieri? Șpalieri. Nu, dar era, iubea lumea din fabrică, asta era curios. Lunar, unde se lucra în acord global, anumite echipe luau fotbaliști și îi prindeau la ei.
unde se luau un indice de salarizare mai mare și ei beneficiau de... Au fost iubiți și ei îi respectau. Înainte de a veni la, de a începe antrenamentul, că se făceau 4 antrenamente pe săptămână obligatoriu, marța, miercurea, joia și vinerea, deci înainte de antrenamente mergeau prin fabrică, pe la locurile de muncă unde erau repartizați, saluta lumea, vorbea cu ei, li mai spunea, vedeți că sâmbătă avem un meci mai greu, avem nevoie de dumneavoastră. Încurajare, da, știau, galerie. Știau băieții, nu? Da, erau totuși da. Lucruri interesante. Era o apropiere între echipă și publicul, da, suporterii. Astea erau la sfârșit de săptămână un bal, cum se chema la vremea respectivă, la nivelul întreprinderii, la club, fotbalul, sportul. Asta erau lucrurile... La Doaga v-ați format și ca președinte și ca manager. Ce a urmat după Doaga? După Doaga a fost o perioadă de relaș. 91 am plecat de la echipă, deci nu am mai ieșit. Și în momentul în care am hotărât să nu mai continui, că apăruse niște probleme pe linii de servici destul de serioase, să restrânsă activitatea, ocupai mai multe funcții după Revoluție, am renunțat la fotbal și s-a cam terminat și cu echipa în anul respectiv. Din păcate stadionul a rămas, asta spuneam, da. Încheiem subiectul Doaga, doar cu un mesaj, poate pentru actuala conducere sau cine... Poate ar mai putea face ceva acolo. Acest stadion va mai putea fi... Stadionul a mai fost folosit de către Panciu pentru antrenamente când era la Liga a 3-a cu câțiva ani, dar e dificil să mai facă ceva la Doaga întrucât nu sunt tineri, au dispărut tinerii din zonă, ei erau sufletul, da. Foarte mulți au plecat afară la muncă. Da, bine, mă refer ca și bază sportivă totuși ar putea fi amenajată, că ar fi folosită de Mărășești, de Panciu, de Focșani, de... Dacă e cineva gospodar și vrea să o amenajeze, bază sportivă ar trebui păstrată pentru că este totuși un patrimoniu al întreprinderii. Posibilitate de apă caldă, cu posibilitate sigur, de sigur. Căldură, ca o centrală proprie, deci nu ar fi. Cine are urechi de auzit, domnul Dumicioarul și domnul Ladoaga, poate va reuși să refacă acea bază sportivă. Bun, să trecem de la capitolul Doaga mai departe. A fost o perioadă de pauză. Ce a urmat după? O perioadă după? De pauză. În 97-98 am încercat să cu un grup de prieteni să înființăm o echipă de fotbal. Nu ne-a reușit proiectul. Am avut... Asta la Focșani, unde vă referiți? Da, da. Am avut noi un proiect cu mai mulți. Am avut o deziluzie. M-am descurajat o perioadă de timp, dar ușor, ușor am reușit să cunosc niște oameni. Sângele apă nu se face, ați revenit implicați în fotbal. Mă refer la Alin Trășculescu, la Dan Dumitru, la Gurguiatu, care la vremea respectivă era la Vulturul antrenor. Am început să merg din nou la meciuri, să le văd și am început să mă apropii din nou de fenomenul fotbal. Lucru concretizat prin participarea, nu în mod oficial, dar sprijinind echipa, mergând în deplasare și alte acțiuni pe cont propriu, în promovarea, adică fiind lângă ei când au promovat din Liga a 3-a în Liga a 2-a, 2007-2008. Noi vorbim deja de echipa înființată de primăria Focșani, de domnul primar Decebal Bacinski și consilierii din 2007. Da, domnul Corneanu, domnul Răcoșanu. Deci am ajuns la înființarea actualului club unde suntem astăzi cu această ediție. Am început să fiu lângă echipă, nu cu funcții, nu cu, din dragoste pentru sport și pentru fotbal. Deci în 2007 s-a mai născut încă o altă echipă la Focșani. O altă echipă s-a născut și bine că s-a născut, pentru că fenomenul fotbalistic a suferit mult după retrogradarea echipei. Domnule președinte, noi când vorbim acum în fața telespectatorilor, suntem, domnul Dumnezeu și domnilor, în 28 ianuarie, astăzi, da?
28 ianuarie, da? Suntem la 10 ani de atunci. 10 ani. Au trecut 10 ani. Cum e, domnule Gigi Căldare, ca actual președinte cu acte în regulă al secției de fotbal, dacă dă timpul apoi 10 ani, atunci cum, erau acum 10 ani, tot la fel de frumoase ca la Doaga, dar frumos, frumos. N-a durat prea mult acel frumos. Președinte din Consiliul de Administrație, Dan Dumitru. La vremea aia, acum 10 ani. Destule, destule merite, indiferent. De păi a promovat cu echipa la Vulturu și de la a adus-o la Focșani. De la Focșani, de la Focșani s-a promovat în Liga a doua. În Liga a doua, președintele secției de fotbal, Marius Bratu. Îl salutăm pe Marius, sigur, nu mai este emisiunea de unde e în țările calde. Prin Qatar, nu, Marius? Da, se ocupă de, are un centru de copii și juniori. Așa am înțeles. Poate luăm un copil junior ceva din Qatar la ce la Focșani. Nu, eventual să ducem să în Qatar. De tot sigur, dar avem copii talentați, asta e sigur. Așa, pe urmă el a prins o oportunitate de a pleca de la Focșani și a venit Emil Crihană. Îl salutăm și pe domnul Emil? Și un om apropiat de sport, Emil Crihan, a făcut multe și cu acea echipă de handball. Dar îi place foarte mult sport, e clar. Noi am luat în interviu și o să-i mai luăm. E aproape de sport. E unul din oamenii de afaceri din Focșani care a fost aproape de sport, aproape permanență, da, și este. Astea sunt meritele lui, îi place și despre un om care face lucrurile astea numai de bine. Corect. Cam așa se spune. Corect. Da. Urmă, s-a continuat și cu... s-a retrogradat. Din păcate, trebuie să o spunem. Fără în ce an? Prea multe amănunte. În 2008-2009. În 2009, deci ea ca sunt deja 8 ani? 8 ani. Asta... A continuat în Liga 2016-2009, deci ar fi vorba de 7 ani. Deci echipa are venit cu 7 ani. Să menționăm și niște antrenori de la acea perioadă. Chiar vă rog. Pentru că au avut merite în a ține echipa. Mă refer la promovarea s-a făcut de fapt de la Liga 3 cu Brutaru și Pastia antrenori la echipă. La Liga a doua s-a continuat cu... au fost mai mulți. Lapsus, nu, primul, Gica Mihali. Corect. Augustin. Ionel Augustin. Ionel Augustin. Oneață. După retrogradare, Băncilă, Damian Băncilă. Damian Băncilă. Toma, după Damian Adrian Băncilă. Toma. Adrian Toma și... omniprezentul Relu Pastia, care a ieșit la pensie, fotbalistul emblematic a Focșanului și antrenor. Nu l-am văzut de mult, deci, Relu Pastia. În zona sălii de sport, pe la unele meciuri la sala de sport, la handball, la mini-fotbal. Îi ură multă sănătate atunci, da. Tot de cele bune. Deci și acești oameni merită tot ce am vorbit până acum este doar decât o mică parte a unei istorii, a unei tradiții, a unui fenomen pe care Focșanul și Francia îl are din totdeauna. Dacă putem vorbi chiar două. Nu pot să nu mi-aduc aminte de acea galerie frumoasă a Focșanului care pleca din Piața Unirii la meciurile de Divizia B. Dar mai găseai loc pe stadion? Nu găseai, aia era, se pleca din timp, se rezervau locul. Meciul era la 11, ca pe la 9 ceva vene galerie. Se așezau păturile alea, parcă le văd și acum cu table, cu toți, și stăteau între spectatori, pentru că nu erau locuri. Ați văzut, tribuna oficială sus pe acoperiș erau spectatori. Pe blocurile din Brejur, copaci, și toți erau copaci, garduri, deci nu se pune. Peste tot erau oameni. Și acele steaguri cu acele lozinci deplasându-se spre stadion, e o amintire care nu-mi dispare. Vom mai putea avea această emulație, așa cum are echipa de handball în acest moment. Deci, trebuie să recunoaștem. Nu contestă nimeni
ceea ce e în sala sportului. Vale, e o întrebare care vreau să vă pun mai pe final. Va avea fotbalul puterea actuală, fotbalul actual, echipa actuală, echipa pe care o conduceți împreună cu domnul Pădineanu, împreună cu actualii antrenori Vasile Burgă, Adrian Toma. Adrian, da. Veți avea forța și puterea să visăm, să sperăm că vom mai trăi acele momente? Sper, visez, dar realist. Jucătorii actuali, copiii nu prea știu, numai ei n-au prins vremurile alea, cam ar înțelege acest lucru, ar vrea acest lucru și ar dori acest lucru. Au mai văzut, sunt pe site-uri acum, poze, mai sunt ceva poze. Sau ce am văzut un filmuleț, ce le povestesc părinții, că majoritatea copiilor care... și a celor mai în vârstă care joacă fotbal, au părinții din acea generație care s-au ocupat de fotbal, au venit la stadion, nu știu, sper, aș vrea, îmi doresc, dar realist, nu știu, e greu, e dificil. Nu cred că va mai fi acea emulație. Bun, acea emulație va mai fi. Atunci să vă pun, dar să-i adunăm la stadion, încercăm. Ca să facem o trecere spre următoarele discuții. Nu poate vom mai avea, nu vom mai avea poate acea emulație de care ați avut parte dumneavoastră și eu și o parte din telespectatorii care ne urmăresc, dar vom mai visa după 2017, dacă promovăm în Liga 3 și trebuie să promovăm asta, este mai discutăm obiectivul. Imediat o să ne povestiți cam ce faceți pentru acest lucru. În 2-3 ani, respectiv 2020-2021, va fi din nou Focșaneu unde a fost locul dintotdeauna în Liga 2? Da. Să nu credeți că sunt lipsit de modestie sau... Spun asta pentru că suntem în fața unei camere de luat vederi. Sunt sigur că o să ajung acolo, pentru că a renăscut în mijlocul focșenilor și a factorilor de decizii, că fără cei care să se implice... Să punem punctul pe ei. Este domnul primar Cristi Misăilă, deci, omul potrivit la locul potrivit, pentru că din constatările noastre în presă, în ziarul Sportul de Vrancea și tot, prin tot ceea ce a făcut dânsul, nu mă refer numai la fotbal, mă refer în tot domeniul sportiv. Aici domnul primar Cristi Misăilă a reînființat această echipă, această secție și vrea să facă o echipă frumoasă la Focșani. E simplu avem și primarul alături de noi. E simplu istoric cu reînființări echipei, pentru că înainte de alegeri, de alegerile pentru locale la 2016 la municipiul Focșani, în întâlnirile cu alegătorii s-au pus întrebări domnului primar, pe atunci candidat, dacă va sprijini sportul și dacă Focșaniu, și întrebări directe, dacă Focșaniu va avea din nou o echipă de fotbal. Bun, oare? S-a ținut de cuvânt. S-a pus problema. S-a ținut de cuvânt. S-a promis în campania dânsului pentru candidatura la primărie că se va ocupa de acest lucru și a și menționat că îi place sportul. S-au terminat alegerile, a câștigat, a ieșit primar. În prima ședință de Consiliul Local a pus pe tapet această problemă. Consilierii locali au votat-o și s-a reînființat echipa de fotbal. Noi ne-am gândit că se ocupă numai de echipa de fotbal, dar spre deosebire de alții, a luat toate sporturile din cadrul... Jospălăria. Clubului CSM Focșani 2007. Cel puțin până acum noi am dat nota 10. Și le-a, păi, merită și asta. Dar asta, spunem, să vedem asta nu o spunem pentru alperia. Dar nu pe nimeni aici. O să-l avem invitat la ieșirea Sportului de Vrancea. De ce vă spun că merită? Nu o să-l ați văzut, echipa de fotbal s-a reînființat. Ați văzut emulația care a apărut în rândul spectatorilor la handbal, unde nu lipsește.
Este în mijlocul lor, la pe părinții au văzut la meciuri. Comunității. Este deci i-ați văzut. E normal să fie prezent. A venit la stadion, la meciurile, la primul se meci. Se comportă normal. A venit la următoarele meciuri. Sunt și zile în care activitatea... Da, ăsta e primarul pe care îl dorim. Da. Nu. Deci nu avem deocamdată și sunt sigur că o să fie... Pentru de la ora Unirii până în galeria de la fotbal. Îi place sportul și fiind da. Unul căruia îi place sportul, nu are cum să se dezică de la o zi. Doamne Cântare, avem omul potrivit ceea ce și spuneam. Avem, dar trebuie menționat un lucru, pe lângă primar, e și Consiliul Local. Corect. Că primarul fără consilierii local nu... peste 4 ani se schimbă. Când promovăm noi în 2020, e al consiliul până, local. Până la 4 ani... Eu zic că primarul o să aibă mai multe mandate decât a avut domnul Bacinski. Da, dar până la... Dacă domnul Bacinski a avut 4, domnul Miser, eu zic că o să aibă mai multe. Asta e un pariu pe care... Dea Dumnezeu. Da. Nu, din punct de vedere sportiv chiar mi-l doresc pe domnul Miser să rămână primar. Numai sportiv. Dar consiliul local mai greu. Sunt unii consilieri care multe lucruri. Sunt foarte vechi și nu prea au ținut cu sportul de, de data asta nu vrem alți consilieri care țin și mai mult cu sportul din 2020. Să-i țină pe cei care sunt la ora să voteze acum în continuare, ne mai gândim ce mai gândim dacă îi votăm în 2020. Domnule Căldare, ajungem încet încet la actuala echipă care a început un campionat după reînființare 2016, care îl va termina în acest an, în 2017, un campionat în Liga a 4-a, în campionatul județean, dar un campionat foarte important pentru că este punctul de plecare pentru Liga a 3-a, pentru promovarea în fotbalul. O să rog pe Dan, bine, Dan, că nu o să ai timp să trecem un pic cu camera de la vedere și pe fanioanele din acest cabinet și cu harta. Dacă reușești pe harta acolo la Europa, la România, să găsim Focșani. Dacă reușim, Gigi Căldare, să înțelegem că acest an este un punct de plecare important. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre echipă, antrenori, condiții, bază sportivă și, bineînțeles, începutul returului și al bătăliei. Păi, e simplu acum. După... Când ai un asemenea primar și asemenea da. Consiliu, e simplu. E simplu acum. E foarte simplu. A fost greu în primele zile, pentru că pe 31 august s-a făcut acea selecție la stadion. 2016. În general, noi aveam conturat un lot de jucători pe care să-i abordăm pentru a veni la echipa noastră. Lucru stabilit împreună cu cei doi antrenori, Vasile Burgă și Toma Adrian. De la acea selecție, în 2-3 săptămâni maxim, a trebuit să facem transferuri, să facem legitimări, să ne organizăm, să pregătim că a început efectiv campionatul în Liga a 4-a. Vreau să spun un lucru, am primit un sprijin din partea AJF-ului Vrancea, din partea președintelui AJF-ului Dan Dumitru, din partea secretarului AJF-ului Dan Chiriac. Era și în a rezolva problema Dan Dumitru în postură, de acum 10 ani era președintele clubului care promova la Vulturul și acum este diriguitorul fotbalului pe tot județul Vrancea. Trebuie să aibă grijă de dumneavoastră și de numai. Nu numai de noi, și de celelalte echipe, pentru că asta este menirea președintelui AJF Vrancea, să aibă grijă de toate echipele de fotbal din județ. Dar am primit sprijinul lor în a te afilia, în a legitima fotbaliștii. A fost o perioadă foarte scurtă, în 2 săptămâni a fost nevoie să facem toate aceste acte și a fost un pic de muncă, dar satisfacția a venit la primul meci cu Dinamo Tătăranu. Nu ne-a interesat scorul, cu toate că a fost un scor destul de bun pentru un redebut a unei echipe din Focșani într-un campionat pe oficial stadionul Milcovul. Pe stadionul Milcovu. Am avut onoarea de a avea consilier, de a veni primarul,
directorul clubului, domnul chiar s-a făcut și Viorel Cibotaru, da, s-a făcut, s-a lucrat și s-a văzut un lucru, plus spectatori, deci la Palimeciu, plus spectatori. Și aia a fost satisfacția acelei munci a mea și a celor doi antrenori și cu sprijinul lui Gabi Pădineanu. Din... El va fi următorul invitat la Iubirea Sportului de Brașov. El se ocupă din cadrul comitetului director la nivelul clubului CSM Focșani 2007, el se ocupă direct de fotbal. De fotbal, da. Și aia a fost, asta revin, satisfacția celor două, trei săptămâni de muncă până noaptea târziu. S-a pornit la drum. Da, și pornindu-se la început. Drum, e mulțumirea aia sufletească, indiferent ce ar spune și ce o zice, pentru că am contribuit direct la lucrul ăsta. Cel mai fericit ăsta. La stadion e fostul jucător Titi Rusu. Normal, normal. Să-l poveni și pe Titi. De câte ori zicea Titi Rusu, cum are el o vorbă, nu o putem reda acum, reda. Dar eu mi-aduc aminte de Dumnezeu să o tinească pe Nea Dragu, da, fostul magazinier al echipei Unirea, da, Focșani, înaintea lui Titi Rusu, care avea o superstiție cu ceapa. Când juca echipa Focșani acasă ca să dea gol, arunca o ceapă în poartă ca să dă un gol cât mai repede. Nu știu, Titi, dacă Titi mai are reflexul ăsta. Nu, are o bluză de training pe care o păstrează de când era jucător. De când era jucător undeva într-un colț acolo. Am și spus în Sportul de Vrancea, Titi Rusu, l-am poreclit un Mario Kempes al fotbalului vrâncean. Cred că n-ar strica să faceți o emisiune cu el. Este, după ce promovăm, promit. Este destul de volubil și va fi o emisiune... Încă o condiție să vă obligați să promovați. Da. Ca să-l chemăm pe Titi Rusu la emisiunea Sportul de Brace. Da, așa. Și să revenim. Am continuat cu rezultate destul de bune. Am avut o sincopă la Odobești. Sincopă care nu a fost... se mai întâmplă în... Totuși e Odobești. Da. Dar au echipa, au bază. Un meci care l-am avut în mână 90 de minute, nu am reușit să concretizăm. Nu poate fi o promovare chiar lipsită de niciun fel de... Da. Dar Gugeștiu totuși e o echipă care... Gugeștiu e o echipă dificilă, în schimb am profitat de anumite slăbiciuni în compartimentele lor. Cei doi antrenori, Vasile Burgăș cu Toma... Cu o săptămână înainte am văzut meciul Gugeștiului. Toma, mai că să mai joace și el. Da, face față, l-ați văzut la mini fotbal. Da. Să revin. Cu o săptămână înainte am văzut meciul la Golești, a celor de la Gugești. Cei doi antrenori au văzut modul în care își desfășoară activitatea în teren acea echipă și au știut să profite de slăbiciunile lor. Iar când am avut meciul direct la Gugești, s-a făcut liniște. Liniște. Deci după acel meci s-a făcut la liniște. Mare. Și pentru prieteni și pentru dușmani. Că avem și oameni care... Cârcotași. Nu, bine, ai... Dușmani să nu le spunem. Nu dușmani, ai punctat bine, da. Cârcotași. Am terminat, a venit pauza competițională. Bun, ne începem retorul, începem să vorbim obiectivul, obiectivul că ai întrebat un pic mai înainte de un profesor, obiectivul este de a promova anul ăsta obligatoriu, adică nici nu concepem. Și aici facem o paranteză apropo de posibile candidate, contracandidate la meciul de baraj. Deja Federația a anunțat data meciurilor de baraj, 17-24 iunie 2017. Da. Care ar fi, să zicem, prognoza, cam ce contracandidate am putea spera să avem la meciul de baraj? E greu ce... Nu, e dificil de a realiza joci cu cineva anume. E o zona Moldovei, în general, unde se face împerecherea la baraj. Știți că anul ăsta se va juca tur-retur. Corect. Deci nu se mai joacă un singur meci. Sunt două meciuri. Zona cu noastră e partea Galațului, partea Vaslui, Bacău, Neamțu, Covasna.
Buzău? Mai puțin Buzău. Buzău pleacă mai mult pe Prahova, partea Prahovei, Brăilei. Dar nu se știe? Dar nu se știe oricând. Nu. Ați făcut foarte multe meciuri amicale în 2016. Păi, ăsta a fost și scopul, că n-am terminat. La Bacău, după ce am la terminat, Galați, da. Tot încercați să simțiți pulsul. După ce am terminat turul campionatului, la începutul lui noiembrie, am avut trei meciuri amicale. Primul la Aerostar Bacău cu echipa lui veșnicul și tânăr domnul Voicu, care este vrâncean, e din Homocea. Din Homocea, da. Da. Unde băieții s-au comportat? Păi poate că de cu Aerostar, frate. Da. La Liești, o echipă din primele cinci, și Râmnicu Sărat, iar o echipă destul de puternică, care anul trecut a cochetat cu Liga a doua. Liga a doua, o bună perioadă de timp. Și ce am hotărât împreună cu cei doi antrenori de am luat aceste meciuri? Am vrut să vedem unde suntem. Pentru că aici în județ am câștigat meciuri, nu am luat echipe decât din prima parte a clasamentului Ligii a treia și ne-am comportat destul de bine. Zic, am pierdut la Bacău cu 2-1, am câștigat la Liești cu 2-0 și am remizat la Focșani cu Râmnicu Sărat 1-1. Deci sunt niște rezultate promițătoare, dar nu numai asta, și jocul. A fost apreciat jocul echipei de antrenorii și conducătorii echipelor de Liga a treia cu care am jucat aceste meciuri. Domnule Căldare, ce înseamnă 2017 din punct de vedere al ecuației promovării? Începe returul, plecați în cantonament, aveți perioada de pregătire. Când începeți pregătirea? Deci, pregătirea începe luni, acum? 30, da. Da. Am întârziat un pic cu începerea pregătirii, dar condițiile meteo, zăpada de la stadion, care este destul de mare. O să vină și terenul sintetic la Focșani de la Federație în curând? Foarte bine. Deci este o realizare care se face pentru în oraș. În primăvară, am înțeles. Facem o mică paranteză. Facem. Ați văzut ce avantaj are Buzău prin acel teren sintetic de la Metalul Buzău, unde îl curăță imediat de zăpadă și joacă zilnic, foarte multe echipe. Deci o să avem și noi din primăvară avantajul. Deci ai avantajul, ai perioada. Primăria dă terenul, Federația dă prin AJF. Prin AJF Vrancea. Suprafața de joc. A fost Dan Dumitru la Federație, s-a ocupat de... Și primăria dă terenul? La stadionul Tineretului. Cred că se va încheia un parteneriat cu primăria. La stadionul Tineretului în spate. Da, la stadionul Tineretului. Deci este un lucru... Începe pregătirea. Antrenorii vor pleca în cantonament, vor avea tot flotul, mai faceți transferări? Deci în premieră pentru postul dumneavoastră de televiziune putem spune un transfer sigur realizat în acte care îl avem la ora actuală este al lui Valentin Ion, un fotbalist vrâncean de 21 de ani. Tânăr. Care a evoluat titular la categorie de vârstă la toate loturile naționale de juniori, care a jucat la Dunărea Galați, la Delta Tulcea, la Faru Constanța, ultima dată la... Noi în județ? Ultima dată la Hărman a jucat, da, înainte de Hărman a jucat la Panciu. Corect. Și da... Îi salutăm și Păpânceni și că i-ați pomenit, domnule președinte, și Păpânceni că au dus un pic merită de unii singuri, fără Focșanii, cu fotbalul la noi. Ne-au onorat pe harta fotbalistică acolo. Au avut un om, Dumnezeu să-l odihnească, în fruntea primăriei, în fruntea comunității la Panciu, Ioan Petre. Dumnezeu să-l odihnească, Ioan Petre. Da, Ioan Petre. Și au un primar în continuare, Domnica. Care a luat-o de jos. Au echipă Liga 5-a. Vin din urmă. Îi place sportul. Are Focșani nevoie, dacă va promova Liga 2 în 2020, de o echipă, să spunem, în cel puțin Liga 3, cum ar fi Panciu? Nu știu dacă are, dar neapărat în Liga 3. De regiunea noastră, dar, de județul nostru. Da, dar ca de o echipă, cel puțin în Liga 4, unde să joace
Bine, în Liga 4-a avem și mai aproape, avem la Golești decât la Panciu. Și dacă... în Liga 3-a ar mai fi, de exemplu, la Agiudu, Panciu sau Odobeștiu sau Gugeștiu. Foarte bine, pentru că e un bazin de fotbaliști. A fost spus de județul Neamț, la un moment dat avea 9 echipe în Liga 3-a. Dar și Vrancea avea la un moment dat 5 echipe în Liga 3-a și una în Liga 2-a. 5. Dacă le... Deci erau 5 în Liga 3-a și una în Liga 2-a. Focșani cu... Mărășești. Mărășești, cu Adjud, Gugești, deci echipii Liga a treia și la Vrancea. Era fotbal. Da, de aia se opla stadionul, erau cu steagurile de la Piața Unirii. Plus Unirea în Liga a doua. Erau echipe, era fotbal, se mânca fotbal pe pâine în Vrancea. Se mânca. Da, o să se ajungă din nou acolo, așa cred, pentru că... Știți că suntem în Franțis cu mai multe orașe, Herdog Gembos din Olanda, Tivoli din Italia, un oraș din Armenia, nu mai știu unul prin Franța. Oare din aceste înfrățiri cu aceste orașe nu putem face și o legătură fotbalistică, să ne înfrățim și fotbalistic prin cluburile reprezentative? Den Bosch a fost în prima ligă olandeză, Tivoli în Italia a fost în Liga a doua italiană, avem echipa din Franța, echipa din Armenia. Chiar nu putem să facem nimic? Nu vă gândiți să faceți ceva în acest sens? Schimburile fotbalistice de jucători, de meciuri amicale, de turnee de pregătire, ar fi benefice pentru această echipă a municipalității. V-am dat o idee? Mi-ați dat o idee. Ar însemna să mint să spun că m-am gândit. Ar însemna să mint să spun că m-am gândit la lucrul ăsta. E o idee bună. E o idee care ar trebui dezvoltată. Și putem avea și loc ofițer de presă la agenția de fotbal, că toată lumea prea ofițer de presă, la tenis de câmp. Noi suntem prietenii tuturor, dar nu suntem ofițeri de presă. Nu m-am gândit. Dar vă trebuie să facem ofițer, că ai figurajet de ofițer. E o idee care... Colegul meu care filmează, să facem ofițer. Am prins-o undeva în acea cutiuță în care se adună. Mulțumesc, și vă mai dăm și alte cutiuțe. Alte idei alte cutiuțe. Domnule președinte, Ioan Valentin transfer la Focșani în iarnă. Deci, în mod sigur. S-a închis lista? Nu s-a închis lista. Aproape sigur, mai dau un singur Marius nume. Marius Prato, dictator? Aproape sigur, Popa Dorinel. Deci mai joacă Popa Dorinel? Da, joacă și joacă foarte bine. Popa Dorinel, iar restul... Îi salutăm și bine au venit la Focșani și sperăm să facă de-a. Iar eu am o vorbă, până nu văd actele, dezlegarea, nu ca și... Da, dar și pe teren, promovarea. Nu, aș copia pe alții, mai sunt câțiva copii luați în... Așa, tot vreau gol al lui Ion Valentin, al Dorinel Popa. Antrenorilor, mai e rezolvat... A unui pentru că suntem dumneavoastră la postul de televiziune, a luat Penciucesei de la Gugești, acel portar copil născut în 2000. Extraordinar. L-am luat la Focșani. Iată, la Focșani postul de portar este foarte, foarte... Este Lazar. Gabriel Lazar. Gabriel Lazar, pentru că... Manuel Ivan mai este? Nu. Mi-ați ridicat mingea la fileu. Era să uit un lucru și era rău dacă uitam. Noi acum în echipă avem un nucleu de fotbaliști aleși de antrenori, bine structurat pe posturi și pe astea, și fotbaliști cu experiență. Lazar, Gabriel, Chivu, Emilian, Beșa, Ovidiu, Florinel, Negoiescu, Iulian, Ionuț Nistor, Negoiescu, Iulian. Nu, eu mă refer că o să revin și la cei. Mă refer Liviu la cei Dumitriu. Puțin mai în vârstă. Dumitriu, Liviu, Lila. Predoiu Mădălin în atac. Pasării Cosmin în atac. Și pe lângă acești jucători care i-am enumerat, urmează Duca Alexandru. Deci urmează postul de jucător de Duca, colegul meu de echipă de pe vremuri, da. Salut de la Autobese, trească băieții. Duca Alexandru, Grigorică, Bogdan de la Mărășești, da. Deci e cam jucători din tot Manu, județul. Manu Ionuț, da. Popa Remus, nu pot să-i, să mă scuze de cei pe care i-am înțeles. Da, și mai vin niște juniori, de-aia am zis, nu e încă finalizată lista.
pentru mine o consider finalizat. O să completeze doar o pădire, dar când facem emisiunea. În, în momentul în care am acea viză pe acordul de transfer. Cantonament, fără cantonament. La... Aici o problemă. Aproape sigur nu vom face cantonament, pentru că perioada de cantonament ar fi spre mijlocul lunii februarie, că nu poți să începi imediat pregătirea pe 30 și pe 2 să pleci în cantonament. Va fi un semicantonament la Focșani cu meciuri amicale? Cu meciuri amicale. Meciuri amicale destul de multe, așa au gândit antrenorii și n-au gândit rău, iar cantonamentul de ce nu-l facem? Condiții pentru a face cantonament le-am oferit celor din staful tehnic și mulți jucătorilor. Sunt angajați, nu pot pleca. Dar la sunt servici. Angajați, sunt profesori, sunt elevi. Și ar însemna o săptămână de zile să-i rupe toți din, din mediul în care de finalul emisiunii și voi pune întrebări mai dese și mai scurte. Baza sportivă la fel. Baza sportivă intră reabilitare. Baza sportivă s-a aprobat în Consiliul Local proiectul de reabilitare a parterului. În primul rând pe noi ne interesează condițiile pentru fotbaliști. Vestiare, ce vorba de bazin, bazinul care se bazin de recuperare. Recondiționează 100%, sauna, dușurile, sala de forță, grupele, sală de forță e mai dificil, știți că noi am, ne-am restrâns activitatea ca și era spațiul. O cameră în spate la vestiarul oaspeților care putea folosi cameră. Nu, acolo pregătindu-ne pentru Liga a treia și fiind sigur că vom promova Liga a treia, acolo o să încercăm să pregătim acel spațiu tehnic pentru conferință, că ai nevoie, pentru observatori, pentru cei care vin să completeze. Ok, lucruri necesare pentru, deci, pentru Liga a treia. De-aia am zis sală de forță. Urmează. Urmează să găsim locația. Tribuna oficială? E un proiect, tribuna oficială. Cam tot în premieră aș putea să vă spun că se discută varianta acoperirii cu o copertină a tribunii oficiale, nu închiderea ei. Deci tot la sugestia primarului, a vreo două sau trei vizite pe care le-a făcut acolo domnul Cristi Misailă, împreună cu cei care răspund din aparatul primăriei de remedierea bazei sportive, s-au luat măsuri și în mod sigur sunt demarează. Doamne președinte, secția de handbal a introdus bilete începând cu acest campionat 2016-2017. La fotbal vor fi bilete din Liga a treia? Dați-ne voie să vă spun că noi suntem bucuroși să vină spectatorii la meci. Intrarea, vă rog să trageți un mesaj pe 2017. Intrarea gratuită și cred că prin jocul echipei pe care l-a făcut până acum în turul campionatului în anul 2016, cei care ați fost la stadion ați fost mulțumiți și v-aș ruga să le transmiteți și prietenilor dumneavoastră și tuturor iubitorilor de fotbal din acest oraș să vină cu încredere la stadion. Cea mai mare plăcere a unui fotbalist este ca atunci când intră pe acel dreptunghi verde să ridice privirea, se uită în jur și vede spectatori în tribună. Practic, pentru dumneavoastră e spectacolul. Hai, practic, Focșani. Pentru dumneavoastră e spectacolul. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, Viorel Paizan și Danu Laru, vă mulțumesc pentru atenție și de data aceasta emisiunea Sportul de Vrancea l-a avut invitat pe președintele secției de fotbal a clubului CSM 2007 Focșani, domnul Gigi Căldare. Îi mulțumesc mult pentru faptul că și-a făcut timp într-o zi de sâmbătă aici la sediul clubului să fie alături de noi și promite că vom reveni după promovare. Dar și la promovare. Fiți sigur că vom promova și nu vom dezamăgi pe cei care ne-au acordat baftă. Toată încrederea. Multă baftă. Doamna, domnișoarele și domnilor, rămâneți alături de Sportul de Vrancea așa cum o faceți de 15 ani. Vă mulțumesc mult. Numai bine.